Traficul de pe strada Nicolae Iorga a fost bulversat în cursul zilei de vineri de o suprafață de asfalt surpată. Groapa apăruse din cursul serii de joi spre vineri. Poliția locală a semnalizat-o vineri la orele dimineții, iar șefii din primărie au aflat de ea în jurul prânzului și au transmis vestea mai departe. S-a rezolvat în aceea zi, în ziua de vineri. A fost o avarie care a ținut de infrastructura societății Nova Apaserv. Poliția locală a semnalizat surparea în carosabil care a intervenit, a notificat societatea, care a intervenit de asemenea cu lucrări de reabilitare. S-a cerut aviz de intervenție în situații de urgență și iată că am asfaltat strada ca să putem avea o fluidizare a traficului. Așadar, când se vrea, se poate.